Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 133 aliniat 1, 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5, din discuția primarului 121 din 21 a 4 a 2023, primarul Comunei Hilegiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna aprilie. În conformitate cu prevederile articolului 136 aliniat 8, toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor din cadrul Consiliului Local. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal în problemele supuse dezbatere să se abțină de la dezbatere și deliberare. Domnul președinte, vă rog, citiți ordinea de zi. Da. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din 27.04.2023. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Hilegiu din 17.03.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale privind prestarea de servicii vitajare. 3. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Hilegiu. 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024. 5. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hilegiu și structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului achiziții mașină de măturat Comuna Hilegiu, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind includerea teritoriului OAT Hilegiu în parteneriat lider GAL Valea Trotușului pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Hilegiu, județul Bacău, la programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat prin Fondul de Mediu. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare școală Sadrăgugești, Comuna Hilegiu, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea prin PNRR, componenta 10, fondul local, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 12. Rapoarte de activitate ale consilierilor pe anul 2022. 13. Raportul primarului privind stare economică, socială și de mediu pentru anul 2022. 14. Diverse. Cine este pentru? Bun. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din 17.03.2023. Cine este pentru? Abține împotrivă? Nimeni. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale privind prestarea de servicii de vidanjare. În conformitate cu prevederile articolului 484 din Codul Fiscal pentru funcționarea serviciilor publice, pot fi înființate taxe speciale. Se propune taxa de 330 de lei pentru servicii de vidanjare efectuate cu utilajul aflat în... Dacă îmi permiteți să... După cum știți, avem o auto specială, autovitanj, în dotarea primăriei de anul trecut. N-am avut până acum prevăzută o taxă pentru a putea deservi și persoanele care nu au acces la canalizare. Am folosit-o doar pentru sistemele noastre de canalizare din Hilegiu și Delen. Dar în urma solicitărilor locuitorilor Comunii Hilegiu, am hotărât să fixăm o taxă care e la jumătatea oricărei taxe din zonă, de exemplu, raja aia 700 de lei, de câte știu eu, pe o vitanjă. Am ales o sumă care să acopere doar cheltuiele, pentru că altfel nu era legal. Suma e de 330 de lei per vitanjă, apa menajeră, ceea ce rezultă din vitanjare, se va depozita, se va epura prin stația noastră de epurare pe care o avem în zona. La agitat sau numai apa?
Acum nu știu dacă putem să scoatem, nici nu cred că voi accepta să, adică dacă absorbi să vitanjez decât fose septice. De, nu vorbim de latrine, de WC-uri, de curte, pentru că altfel mi-am stricat stația de purare și n-am făcut nimic. Dar mașina are absorție și trage destul de bine. E un Volvo care își face treaba. Noi l-am folosit și vreau să vă spun că chiar a fost nevoie, mai ales pe DLN, în zona aceea cu unde se adună toate rezidurile. S-au făcut blocaje pe canalizare. De foarte multe ori, chiar și anul ăsta, când a plouat acum foarte tare, pentru că și nisipul angrenat de pe stradă, s-au mai lăsat căminile și se infiltrează în... În, dar s-a lăsat bine, s-a întâmplat că a purtat o groapă mare, nu se întâmplă acolo. Cred că sunt 4-5 oameni de... Da, trebuie să intrăm, că de moment de atunci e reparația. Și la botezatul, la Aristogaurul, așa mare. Dar doar la medicație acolo. Da. Da. Discuții? Da, sunt discuții pe tema aceasta. O să? Da. Cum? Mai luăm două, trei mașini, nu înseamnă canalizare, nu se mai... Da, dacă aveți discuții pertinente legate de achiziția, de taxa... Nu, vreau să... Aveți dreptate, n-am supus la vot, aveți dreptate. Ce te grăbești? Da, bun. De volum, ce volum? Apropo de vitanjare. 7 metri cubi. Domnul primar, nu-i prea de gravă cu vitanjarea asta? Avem drumuri de făcut, nu? Dar mașina e cumpărat. Mașina este de când? E cumpărat, nu? Dar prietul ăsta, nu-i cam puțin prietul ăsta. Acum, sincer, cât e motorină? Deci, atunci când... Oamenii care plătiți dumneavoastră din bugetul primăriei, de salarii, Las-o așa, nu mai discutăm subiectul. O discutăm după ce se termină ședința de Consiliu Local. Vis-a-vis de prețuri, de business, de... Nu acum. E mai bine așa pentru tine, crede, mă știu ce spun. Da? Mai bine așa? Deci, ești tu client? Da, deci eu vreau să-mi deci, deci, repet, a avut o vitanja, Elena, o secundă, a avut o vitanja pe care primăria o are astăzi în dotare, o folosim doar pentru vitanjare atunci când sunt solicitări a foselor septice autorizate. Nu pot folosi vitanja la latrine, la WC-uri din grădină, la cărcate cu altfel de reziduri, decât acelor care sunt autorizate conform fondului de mediu, pentru că știți că e o lege care ne obligă să ne înregistrăm fosele septice, e ca un sprijin venit pentru locuitorii comuni, iar suma mică sau mare e suma reală, pentru că, exact cum a spus domnul consilier, motorina este scumpă, mașina e greu de întreținut, nu vă spun că numai o vinietă, cred că în jur de 9.000 de lei, plus asigurare iar vreo 9.000 de lei, pentru că este autocamion. Dar nu putem să facem business cu auto-vidanja. Da, eu vreau să întreb ceva. Prețul cu TVA? Cu TVA inclus. Noi nu suntem plătitori TVA, nu suntem instituții public și prețul cu TVA. Și în cazul când sunt mai multe personalul? Adică cine lucrează pe ea? De serventul va fi șoferul de mașina de gunoi cu oamenii de pe mașina de gunoi și vor intervii doar în săptămâna în care nu colectăm gunoi menajer. Și încă ceva de precizat, vom face prestările doar pe raza comunei Elegiu și acolo unde este accesibil. Adică și aici vom face prudență, nu vom... Poate reușim să canalizăm toată comuna și să nu mai fie nevoie de... Să o folosim doar la intervenție. Este o alternativă bună acolo unde nu este canalizarea astăzi. Și cine e de bun simț și vrea să-și vitanjeze, nu să-l dea în drum, nu să-l dea în șans, e o variantă care noi venim cu ea în sprijinul cetățeanului de a fi corect și de a proceda așa cum trebuie. Că știm bine că ajung în păraie, ajung în râuri, lucrul ne-e ortodox. Ajung în domnul Vici, tot în păraie. Da. Deci noi avem o alternativă astăzi, da? Da. Doamna, doamna... Sunt fost autorizate de comună? Da. Nu autorizate de mediu, doar înregistrate, pentru că încă nu au fost în control cei de la mediu. E legea care ne obligă pe toți proprietarii care au fost să se înscrie într-un registru al foselor prevăzute. Doamna Lungu, de la mediu. Da, de la mediu. Avem, sunt. Să știți că amenda este de mare. Dacă aveți acasă fosă, când spun fosă autorizată, mă refer la o fosă cumpărată dintr-un... de la dedeman, nu știu, de la o firmă autorizată care vă dă vă pune la dispoziție inclusiv certificat de calitate să poată fi vitanjat. Celălalt, fără fund, fără capac, nu sunt obiecte de discuții. Dacă e și în fund și peste tot, atunci aceea... Ești pasiv de amen. Pentru că apa menajeră îți duce în spânza freatică și vecinul tău apă de la fântână. Într-un ciment, dacă nu e conform, nu are o
apă tare, dar repet, e mai bine să nu discutăm în ședință de consiliu local vis-a-vis de fostele fiecare din curte, fiecare și le asumă. Da. Supunem spre aprobare, cine este pentru? Potrivit, abține. Domnul Nicu. Cineva? Nu. Trebuie să te abții. V-ați abținut sau? Da, abține. Da. Trei. Proiect. Conflict de interese. Trei proiecte de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiunea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Helegiu. Conform OIG 155, fiecare OAT este obligat să înființeze și să gestioneze un serviciu de gestionare al câinilor fără stăpân. Noi avem un contract încheiat cu o firmă autorizată, Util Conseca de la Târgu Ogna. Am și făcut o primă livrare, am avut și anul trecut, dar n-am dat niciun câine. Anul acesta, pentru că se tot pun presiuni și nu doar din partea autorităților, ci cred că și mass media, și bănuiesc că, și sunt convins că au și dreptate, ținând cont că s-au întâmplat cazurile care s-au întâmplat. În situația în care nu avem, suntem pasibili de amendă. Anul trecut chiar am fost amendați cu suma de 10.000 de lei pentru că nu aveam serviciu înființat. Noi nici nu ne permitem un serviciu funcțional, de altfel, de aceea am și gândit un serviciu pe care apoi să-l și delegăm imediat către o firmă, printr-o formă de prin licitație publică de firme autorizate. Din câte știu, singurele firme autorizate în zona noastră sunt cele de la Unești, de la Târgu Ogna, Util Conseca și DPPD-ul, sau cum se numește, de la DPP, da, nu știu cum, DPPD era partidul ăsta. Așa. Sunt singurele. Am avut o solicitare și către Onești, dar am înțeles că sunt fără capacitate. Am găsit înțelegere la... Noi aveam șapte de la Onești. La Târgu Ogna. Nu știu ce fac cu ei. Noi am fost luați șapte câini din comună. Dacă stăm să-i căutăm, sunt foarte mulți. Sunt din ce în ce mai mulți. Problema este că taxa pentru colectarea, să spun așa, unui câine ajunge la 1.000 de lei. La Util Conseca. Sunt firme, m-am văzut pe partea aceea Unești și după Aslui, unde depășesc 1.200-1.300 de lei. Nu știu dacă e ieftin sau dacă e scump. Mie mi se pare foarte scump, dar dacă te gândești cu un câine lăsat fără stăpână prin stânga, nu știu unde, prin râpa Budăiului, pe numai și pe unde, se poate întâmpla și să ia viața unui om, așa cum la Bucium, sau cum la Gura Văi, că am avut două cazuri, bănuiesc că de asta și-au și luat măsuri. Să știți că sunt foarte vigilenți, cei de la Poliția Animalilor m-au contactat, cred că de vreo 3 ori, luna trecută, și le-am promis că până ajutul lunii înființăm și noi serviciu, pentru că eram una din comunele care nu aveam un serviciu. Noi am gândit că având un contract și am delegat atribuțiile către o firmă, ar fi suficient, ținând cont că firma este autorizată, ținând cont că prestează servicii în acest gen. Eu invocat legea, legea spune clar, chiar într-un prim articol, obligația tuturor OAT-urilor de a-și înființa servicii de gestionare a câinilor fără stăpân. Repet, vom înființa serviciul astăzi și tot astăzi vom și delega astăzi. Urmează să delegăm unei firme autorizate printr-o concesionare, da? Către o firmă autorizată printr-o licitație publică. Discuții? Sunt discuții. Nu am niciun interes, dar ținând cont de cine e intubit proiectul de hotărâre, nu poate ci la deliberare și adoptare. Da. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abține împotrivă? 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024. În conformitate cu prevederile codului fiscal, articolul 491, anual, până la 30 aprilie, consiliile locale indexează taxele și impozite cu rata inflației aferentă anului 2000, anului anterior. În anul 2022, rata inflației comunicată de Ministerul Finanțelor și afișată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației este de 13,8. Deci toate taxele și impozitele se indexează cu acest procent, urmând ca până la sfârșitul anului să adoptăm o hotărâre finală pentru stabilirea taxelor și impozitelor pe 2024. Discuții? Vă rog. Indexarea este pentru anul 2024. Da. Exact.
noastre anul acesta rămâne cu taxele și impozitele care le-am aprobat în decembrie? Da, da, că... da, 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 da. Deci în cuprinsul hotărârii și în titlul ei este, începând cu anul 2024, este și un articol care spune că Consiliul Local va proceda până la sfârșitul anului la aprobarea în situația în care urmează alte modificări să stabilească sumele finale ale taxelor pentru 2024. Asta nu înțelegeam. Dacă citiți primul articol, se indexează cu o sumă, dintr-o sumă la o sumă. Da. Pentru că doar impozitele și taxele care sunt stabilite în sume fixe, că domnul Vlăncea să știe mai bine, este exact din actul normativ este luată exprimarea. Da, de reținut că e pentru 2024, nu pentru 2023 și că se majorează doar cu rata inflației pe 2022. Da, deocamdată. Practic asta e procedura. Deocamdată. Deocamdată. Dacă nu vor... Da. Posibilitatea de majorare ulterioară. Da, da. Ceea ce este deja foarte mult, un 13,8%, dacă ați văzut diferențele, sunt foarte, foarte mari. Din păcate, asta este inflația la nivel național. Legea spune clar că așa trebuie indensat. Adică noi ne-am păstrat de ani buni taxele la același nivel. Se pare că criza economică ne afectează inclusiv pe taxe și impozite. Dacă ați ascultat ieri discursul premierului, se pare că vor mai fi și alte majorări care ne vor afecta și nu doar majorări, chiar și diminuări. M-am spicuit așa când am avut timp, eram în mașină, sătuam pe radio, vis-a-vis chiar și de OAT-uri, dar o să vedem pe perioada anului ce se va întâmpla. Știu că în momentul în care am aprobat taxele și impozitele pentru anul 2023, se spunea că ele vor fi indexate cu indicele de inflație, deci inclusiv anul 2023. Dar a fost la nivelul anului 2021. Au fost aprobate în aprilie anul trecut, indexate cu indicele inflației așa anului. Procedura. Atunci a fost doar 7,8, dacă mă gândesc. Zic că 7-8. Da, eu spun că în decembrie exista plăcerea. A, păi este. Noi avem taxele fixe pe 2023. Nu se modifică. Deci, deocamdată nu influențează numai 2023. Dar asta e procedura. Cel puțin în ultimii 3-4 ani. Mai bine. Nu, au mai fost modificate. Nu, dar totdeauna le aprobam rata inflației în perioada de primăvară, aprilie, mai. Iar în decembrie se aprobă pentru anul următor. Da. Acum pentru anul celălalt. Da. Cine este pentru? Abține împotriva. 5. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi. Este o procedură stabilită în Ordonanța 43 privind regimul drumurilor. Drumurile de utilitate publică trebuie clasificate. Este un preambul, o procedură prealabilă. Da, e o parte componentă a domeniului public și privat. Noi lucrăm la actualizarea domeniului public, iar recomandările primite de celelalte unități administrativ-teritoriale pe aceste domenii publice de la Ministerul Dezvoltării a fost unul dintre punctele cel mai des întâlnite, a fost că străzile trebuie, înainte de a fi introduse în domeniul public și actualizate, trebuie clasificate conform Ordonanței 43. Noi avem un nomenclator stradal, au fost făcute atribuiri de drumuri, acum mai... Cum? Atribuiri de străzi. Da, da, de străzi și acum venim cu o hotărâre de clasificare a acestor drumuri. Fără avizul Ministerului Dezvoltării, azi nu putem face investiții. Te puțin de anul trecut se impune lucrul acesta, având domeniul public avizat de către ei, ne va fi mult mai simplu. Altfel ar trebui să așteptăm pe fiecare bucățică în parte, chiar și luni. Știu că am comun din zonă, am discut cu primarii, pe la Mănăstirea Cașe, nu mai știu pe unde, au așteptat și 3 luni pentru a primi un aviz la Ministerul Dezvoltării ca să poată obține autorizație de construire pe un... Da. Deci discuții? Supunem spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Nu. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. În mod normal, următorul ar trebui să fie domnul Patrona, dar având în vedere frecvența cu care vine la ședințele de Consiliu,
dacă vreți să faceți o altă propunere, ar trebui de fiecare dată să facem o altă, un alt proiect de hotărâre. Dacă cine lipsește la... Da, cine mai fost? Cine după el? Busuioc, Zărnescu... Am programat vacanță. Stanciu Stoica? Nu, Stanciu Stoica, au prea fost. Cine e următorul patronul? Zărnescu. Păi au fost. Nu, nu, nu. Păi Stanciu, doamna Stanciu. Da? Tu la aprobare. Da, vine la fiecare ședință. Supunem spre aprobare cine este pentru, împotrivă nimeni. Nu, că altfel dacă nu vine mereu și nu trebuie să alegem altul, președinte ratificată. Da. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hlegiu și structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local. Articolul 11 din legea 153 stabilește că pentru funcționarii publici și personalul contractual și celelalte structuri din subordinea Consiliului Local, salariile se stabilesc de către Consiliul Local. Prin legea 103 pe 2023 a fost aprobată ordonanța 115 prin care salariile primarilor au fost actualizate cu un coeficient, cu salariu minim la anul 2021. Deci salariile în administrație n-au mai fost majorate de la anul 2019, când salariul minim pe economie era 2080. Pentru că au fost crescute indemnizațiile cu salariul minim la 2300, se actualizează și salariile aparatului de specialitate, rămânând aceiași coeficienți, doar că de la 2080 coeficientul salariu minim se calculează la 2300. Cam procentul undeva până în 10%, nu? Până în 10%. Până în 10%. Domnul primar, dar cei care au primit o mărire prealabil de 30% din aparatul primăriei primesc și mărirea asta de 10%? La cine vă referiți? Cei care sunt în comisia de fonduri europene? Pe fonduri europene. Înțeles. Cele sunt de un spor care beneficiezi de el, dar perioada când ai fonduri europene. De exemplu, pentru Căminul Cultural, dacă recepționăm luna care vine așa cum ne-am propus, pentru că acolo mai este, nu mai beneficiezi de sporul respectiv. Dar intrând alte fonduri europene, legea îți permite să ajungi până la 50%. Nu-i cazul la Hlegiu, nu se va ajunge niciodată, nu voi accepta eu în primul rând, dar sporul respectiv este legal. Iar cei care lucrează pe fonduri europene beneficiază de sporul de 30% sau 25%. Mulțumesc. În funcție de orele lucrate. Nu are treabă cu majorarea salarială. Da, da. E un spor pe fonduri europene. Alte discuții? Cresc și indemnizațiile consilierilor proporționale. 40 de lei. Da. Atât. Doar atât, 40 de lei? 40 de lei. De la 10.000, așa, la... 11.500, e scăzut impozitul. 11.500, e scăzut impozitul. Primim 40 de lei. Da. Este procent. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Eu mă abțin, nu pentru că nu doresc majorarea, ci pentru că este cineva care beneficiază de această mărire. Deci din considerentul ăsta. Nu, e un data. Înțeleg, dar și mai beneficiază. A făcut cineva împotrivă? Nu, 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 să știți că ar fi multe discutat de chestia asta și vreau, chiar nu vreau să discut niciodată legat de salarii. Eu mă consider mai mult decât mulțumit salariul pe care l-am. Din păcate, în România, salariile sunt foarte mici și știu că nu e ușor deloc pentru nimeni. Dar știți cum e? Legea e legi. Mâine îmi convine, azi îmi convine, mâine nu mi-o convine foarte. Da. Proiect privind aprobarea implementării proiectului achiziție mașină de măturat Comuna Hlegiu, județul Bacău. Da, după cum știți, la nivel de egal, la sfârșitul fiecare sesiuni, sumele rămase necheltuite se repartizează către OAT-uri. De data aceasta, reîmpărțirea a adus pentru Comuna Hlegiu o sumă de aproximativ 25.000 de euro. La fel ca și celelalte comune membre egal, pentru că e urgență și pentru că nu ne permite timpul să
ducem banii pe o altfel de achiziții și fiind o sumă destul de mică, 25.000, am căutat să achiziționăm un utilaj. În alte primării și-au luat mașini, i-au luat ATV-uri, nu mai știu Dumnezeu. Ne-am gândit la o mașină funcțională pe care să o folosim pentru alei, pentru parcuri, pentru primării, pentru centru, pentru că avem drumuri asfaltate. Am găsit în banii pe care avem noi, pentru că nu ne-am permis o susținere financiară mai mare la bugetul local, o mașină de mătura stradală, o mașină profesională. Nu este o mașină foarte dotată, pentru că o mașină pe care mi-aș fi dorit eu inițial îi costa 100 și ceva de mii de euro. E o mașină la nivel de tractorul acela care face păsirea pe terenul de fotbal, de exemplu, care ne va ajuta destul de mult pe aleea pietonală, pe centrul comunei, pe în părculeț, eu știu, dacă o deplasăm cu o remorcuță, da, biserici și nu mai știu unde. Repet, era singura opțiune, ținând cont că banii nu sunt foarte mulți, iar un alt utilaj era mult mai scump. Am văzut pe la Mănăstirea Cajnău și-au acționat un ATV pentru situații de urgență, nu mai știu pe unde altceva. De exemplu, mi-ar fi trebuit, ca să fiu sincer, și cred că dacă ai putea să iau decizie în continuare sau altcineva, ar trebui comunei o achiziție a unei auto-utilitare, ceva carosată, la 7 toni jumate, cred, 3 toni jumate, nu știu, să nu mă pricep la... Pentru că din ce în ce mai multe deșeuri vegetale pentru a putea fi dus într-o parte în altă. Dar asta rămâne de văzut dacă o dată vor mai fi bani să le achizăm. Acum oricum erau peste 40-45 de mii o mașină nouă. De aceea am ales mașina de mătura. Adică poate mătura și șoseaua, spre exemplu, la Bătila, când iese pietrișul. Poate mătura și nu. Dar la capacitatea ei. Nu, poate. Nu, acolo se iasă toată viața, dacă nu se face părintul la albun. Nu se va putea. Păi la domnul consilier, vă știți cum s-a toate pietrele pe mașină atunci când vine toaia? Eu asta am... Deci mașina asta nu este o mașină care să aibă forța să măture pietrișele care... Deci nu putem să achiziționăm la mai mare? 150.000 de euro. Numai bani trebuie, că putem achiziționa și mai mult. O să-l trimitem bun descovator de acum, pentru că i-am schimbat lama și s-o radem când putem. Ne raportăm la ce bănuță vine. Da, valoarea este mică. Nu putem să ținem bani. Nu avem, decât varianta să achiziționăm ceva de 25.000. Varianta foarte proastă. În tot ziceri, aia e ideală. Da. Ideală industrială. Ce ați zis dumneavoastră la viditerel, un tractorel de la viditerel, ala ideală industrială. Ok. Vă spun zice un măturător, ce să măturăm? Vorbinte la biserică? Ce să măturăm? Bunii avem noi alei, ca lumea așezată, ziceți la biserică, ajută. Avem în centru. Asta văd și eu că funcționează bine, chiar vreau să vă văd că nu aduceți promovare. Deci, repet, este utilajul... Să vă prea bune cu cine lucrează piață, de cine... Domnul Busuiu, dacă îmi permiteți să vă, să vă răspund. Este utilajul pe care îl permitem, al ținând cont de banii pe care îi avem. Domnul primar, dar banii aia nu se poate merge. De rând, vă rog. Nu. Nu putem face altceva cu ei decât să-i cheltuim într-o perioadă de 2-3 săptămâni, altfel îi dăm altei comune. Nu putem să facem altceva decât să existăm un utilaj, pentru că e cel mai, ușor ca și procedură. Ce este pe fundul? Lasă-mă dacă vă nu, e fundal. Doar ce este pe fundul pentru banii din coadru, vine directă pentru... Exact. Nu, nu putea face altceva cu producție. Și pe gal. Ce să luăm? Un bătător de la care îl chiriați. La duceți pe un teren uniform. Cilindru compactor. Cilindru compactor, cealaltă. Dar, domnule, cilindrele sunt sute de mii de euro, nu vorbim. Noi avem 25 de mii. Deci noi... S-a considerat ceva ce putem de 25 de mii, dar să fie și util. Doamna Bădic. Nu-mi pariu dacă e util drujba, ci... Eu dau cu seama cam ce. Deci iau și unii orașe, ți-o spun sincer. Deci găsești și unii orașe. Da, da. Și chiar și unii comunii. Nu, deci cu ăla să poți mătura trotuare sau chiar și străzi asfaltate, clar. Chiar scurimoși. Deci pe aici pe asfalt, bine. De capacitatea lui, nu o să aibă, nu mătură 4 metri lățimii. Eu dar luăm ca să-l avem, să facem fotografii sau... Nu, îl luăm că avem oportunitatea asta. Lasă, nu mai de unde. Deci avem posibilitatea să-l luăm. Bine, dacă sunt bani, luăm... Noi, e vorba de niște bănuți care vin pe gal. Dacă nu, ia altă comună, exact cum spuneam. Abia așteaptă alții. Alte comunii, alte utilaje. Nu, banii ăștia, poate să-i facă de ei. 7 tori jumătate. E foarte necesară pentru comună. Da, mă, dar e 80.000 de euro și tu ai 25. Păi ceriți? Mai mult. Nu suntem la putere. Păi da, cine? O să ceară aurul. O să ceară, ce crezi că au fost aici, ce atâtea primării care s-au schimbat primarii, au murit.
La ce au spus cineva? Da, primul sponsorizare care trebuie să dăm noi. Da, da. Da, da. Nu s-a întâmplat. Să știți că nu mi-am vorbit, dar și eu și eu sunt de acord cu ce spune domnul Lusu. Eu consider că este o investiție inoportună. Nu-i de azi, care mașina de gunoi nu are funcționalitatea de a-i se atașa perii? Nu. Nu considerați că era mult mai important să luați o mașină de gunoi care este foarte, mult mai scumpă, sunt de acord, dar cu o cofinanțare, pentru că în curând mașina de gunoi va duca. Noi avem două mașini de gunoi. Da, și una este că și funcționează pe amândouă în parametri. Da. Eu știu că una e din 2007, da? Amândouă sunt din 2007-2008. Și considerați că merg suficient de bine, suntem în 2024. Nu, nu, consider că nu merg suficient de bine, dar consider că sunt mașinile pe care le permite azi Comuna Helegiu vis-a-vis de buget. Repet, ținând cont că bugetul pe anul 2023, pe care nu v-ați aprobat și știți foarte bine că nu ne permitem cofinanțare pentru alt fel de utilaje, ținând cont că banii respectivi sunt pe o perioadă foarte scurtă de cheltuit și știți, cunoașteți mai bine decât mulți consilieri care își dau cu părerea exact cum stau lucrurile vis-a-vis de egal, am avut două variante, să-i luăm sau să-i dăm alte primării, cum am văzut că deja se poartă. La alți colegi au dat suma aceea de 25.000 către primăria Ștefan cel Mare, de exemplu. Eu nu mi-am asumat riscul acesta, pentru că nu se știe ceva pe peste 5 ani, când va fi din nou sfârșit de sesiune, să aștept banii de la Bârsănești. Am avut solicitări, m-a sunat și domnul primar de la Bârsănești, domnul primar de la Ștefan cel Mare, am sunat și eu la rândul meu să-mi dea alții 25.000, am calculat și am socotit. Nu credeți că ne-a fost simplu. În inițial am luat o mașină de marcaje pentru drumuri. La fel, pe banii pe care îi aveam noi, nu ne încadram cu valoare. O mașină, o autogunoieră pentru strângerea gunoiului menajer depășește 100.000 de euro. Mașină nouă, mașină utilată. Asta înseamnă că nouă ne mai trebuia încă cel puțin 75.000 de euro, bani pe care noi nu-i avem astăzi în buget. Deci nu aveam nicio șansă. În momentul în care eu veneam în fața dumneavoastră astăzi cu proiectul de hotărâre, eu trebuia să am și soluția banilor pentru cofinanțare. Și știți foarte bine lucrul ăsta, că altfel nu puteam să merg la GAL, la fir, pentru că pierdeam banii respectivi. Am stat cu colegii și am analizat. Nu e un mofta meu, eu nu are ce să mă duc acasă, sunt clarantat. Am gândit că aici, în centrul Helegiului, pentru că e un centru comun până la urmă și vom finaliza, dacă ne ajută Dumnezeu, într-o unul de zile, inclusiv drumul acesta pavat către Căminul Cultural, prin fața primăriei, poate vom mai întinde o alee pentru pe la Brătirea la anul, sau poate către dispensar, sau nu știu. E un utilaj, având în vedere că și părculețul avem acum repavat și este în regulă și curat, e un utilaj care ajută la măturat, pentru că are și absorție pe el, are și un sistem de aspirator. Credeți-mă că a fost analizat împreună cu colegii la achiziții, câți zile în rând am vrut să facem un părculeț, am vrut să facem mai multe, dar intervenea avize, obținere de documentații, avize de la Consiliul Județean, autorizații de construire. Perdeam timp, nu ne încadram în termen, iar termenul este sfârșitul, nu știu cât. De rămâne veșință la gala, care noi trebuie să participăm, vizat pentru problema aceasta. Ce las v-am spus, s-au luat fiecare ce au considerat vis-a-vis de bănuții pe care i-avea. Nu sunt bani mulți pentru o persoană fizică, sunt bani foarte mulți. Pentru un oate, vă zic 25.000. Așteptăm banii pe care îi avem. Puteam să-i pierdem sau să luăm un măturător. E adevărat. Am repetat și am spus-o eu. Păi dacă nu vă spunea la început, poate mulți nu vizionă să vă dea seama că e un utilaj mic. Este un utilaj care nu este cel mai performant, cel mai puternic, care să absoarbă inclusiv materialul rezultat din dezăpezire. Nu. E un utilaj care curăță în fața primăriei, prin centrul comunei, pe un părculeț, pentru o curte de școală, nu știu, curtea de la centru de zi, va putea fi deplasat cu o remorcuță. Știu că trebuie altceva și eu sunt conștient. Am vrut să iau un tractoraș, am vrut să iau o remorcuță, o auto-utilitară, pentru că ne trebuia de mutat într-o parte în alta. Sunt convins și dacă cumpăram o auto, dar tot erau discuții că o folosește primarul și care morcov la restaurant sau nu știu ce face cu ea. Ăștia sunt banii pe care ne permitem astăzi, aveți două variante, să-i luăm sau să nu-i luăm. Clar. Nu mai luăm? Da. Alte variante. Dar în felul ăsta ați pierdut ocazia de a lua o mașină de gunoi nouă necesară. Dar n-am avut ocazia asta. 25.000 de euro mai puțin. Doamna primar, doamna Bădic. Da. N-am avut ocazia asta. Ați pierdut ocazia? Dar n-am avut-o, nu i-a dat-o nimeni. Cum să iau, dacă eu nu am bani?
avea, aveți ocazia în momentul să-mi iau două roți pe față și eventual sistemul de ventilație. Să luați de gunoi cu 25 de mii de euro mai puțin decât este ea. Asta am spus. Deci o mașină de gunoi depășește 100 de mii de euro. Cu bază sportivă de 500-600 de mii de lei și nu găseam 3 miliarde și ceva? Găsiți dumneavoastră, nu mi găsesc. Eu nu iau un buget. Mai ales că la începutul anului... Deci de asta avem nevoie. Un măsurător mic. Deci, eu cred că eu e un fel de pelea. Aici, acum ne învățim toți în... Deci la începutul anului nici măcar nu s-a vorbit despre bani, ce nu știa nimeni despre ei. Mi-o dat, trebuia să spun să rămână că mi-o dat. I-am luat, că puteam să-mi iau la primărie mașină de gunoi, că puteam să ne luăm și Dumnezeu altceva. Puteam, este adevărat, dar trebuia să venim cu diferență. Și noi nu avem astăzi, de unde să-i caut, de unde să-i iau, nu... Căminul Helegiu s-a făcut tocmai pentru că eu la un moment dat am renunțat pentru tranșa de 30.000 de euro și la sesiunea următoare cineva a dat acei 30.000 de euro ca să se facă 70 și ceva de mii de euro, da, o sumă mai mare cheltuială eligibilă prin gaz. Exact, prin aceeași sursă de finanțare, tocmai din cauza asta. Pentru că, într-adevăr, e o sumă mică pentru investiții 3, 25, 30 de mii de euro cât revine fiecărui partener prin gaz. Sunt de acord. Dar variantele sunt, ori venim cu o finanțare și este 25.000 de euro care nu iei din drum, ori lași să facă altul treaba și la sesiunea următoare ții de el. Eu nu văd... Sesiunea viitoare este în 2027. Și are... de la revedere. În 2027 e riscant. În primul rând nu ai garanția că primarul de astăzi e același primarul corect, de mâine, cu cel de la comună care face care faci trazat. Deci până în 2027 nu. Nu, abia în 2024, 2027 sesiunea care se deschide acum, în 1 mai. 2023, se deschide 2023, 2027. Și de acum până în 2027, galul nu vom mai funcționa, nu vom mai avea proiecte? Deci bănuții ăștia sunt exact din banii care nu au fost cheltuiți. Noi vom avea proiecte pe gal. Banii care se pasează OAT-urilor vor fi cheltuiți de noi. La anul sau peste 2 ani, poți pe o măsură pe care o accesăm. Bănuții respective au fost... într-o sumă de 150.000, nu știu cât a fost, 130.000 la nivel de GAL, 100-200.000, cred că, împărțit la membrii GAL, s-a conferit fiecăruia câte 21.000 inițial, sau nici măcar 21, 19.000 și ceva. La o recalculare, la o resocoteală, au ajutat pe 23-24, ca acum să ne spună că avem aproape 25.000, dar să nu ne bazăm chiar pe 25, de aia și achiziția e de 23 și nu știu cât. Deci ăștia sunt banii pe care noi de dispunem. Au fost, am fost anunțați acum o lună de zile, 3 săptămâni cred că în urmă, n-au fost anunțați în primăvară, atunci când am făcut bugetul. Poate dacă era, îl discutam și poate prindeam, găseam niște soluții să adunăm în bănuți, să putem avea ca și cofinanțare. Deci cu 23.000 de euro, astăzi nu putem face mare lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră că poate nu e lucru care ne lipsea nouă la Helegiu astăzi și care avea nevoie neapărat. Tot dacă atâția bani avem, ia, ți-i dau la altcineva, eu nu pot să risc. Dumneavoastră ați riscat, eu nu am, nu-s jucător de felul meu și nu... Nu e niciun risc, domnul primar, pentru că și în anul 2024 vor fi alocări pentru proiecte curente. Dumneavoastră îi dădea cu ăștia... N-ați înțeles nimic, să știți. N-am înțeles. Deci, în 2024 nu vor fi proiecte curente? Vor fi măsuri pe care le vom accesa, dar atunci nu va putea să le dea nimeni în aia. Dacă dumneavoastră îi dați acum 25.000 de euro, când îi vine lui, domnule, nu mai accesezi, nu mai depui pentru măsura respectivă. Dar măsurile viitoare vor fi de sume mult mai mari. Nu vor mai fi doar de 20 de euro. Aici sunt economii pe vechile măsuri. Ce urmează pe vechile măsuri? Au adunat toate. Și de ce nu poate renunța la tot? Nu o să renunțe la tot. Dar de unde economii la ce până se sunt? Nu o să renunțe la tot proiectul. De unde economii? Păi și sub ce formă ne dăm atunci? Banii care o să vină. Sub ce formă? Renunțe la lucrare pentru că asta oricum e adevărat ce ne cere drept partenerii galului neoficial. Nu știu, eu cred că e spus. Nu e înțelegere între partenerii galului? Să dă bani pe... Supuneți spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri, împotriva? Deci doamna Pătic și doamna Busuioc împotrivă. Împotrivă și domnul Busuioc se abține sau împotrivă? Deci credeți-mă că nu aveam altă soluție. Dacă e ceva de folos, îmi vine ceva de folos în bordă. Nu văd eu. Nu e din cărtea asta mic, până în 25.000, nu găsați? Și faci ce ție la farmacie? Nu contează, nu ți-am zis ce fac. Nu se pierd banii, poți să ia alt membru, adică poți să ia Bârsăneștiul, poți să ia alt membru. Da. Deci banii nu se pierd, e altul OAT. E bun.
bune. Și atunci, pe baza că o să ne dea ei tura viitoare. S-ar putea să ne dea la revedere. Da. Nou, proiect de hotărâre privind includerea teritoriului UAT Helegiu în parteneria lider GAL Valea Plătușului prin implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027. GAL Valea Trotușului intenționează să elaboreze o strategie de dezvoltare a GAL-ului, așa cum am aprobat noi o strategie de dezvoltare a comunei, vor face o strategie de dezvoltare a GAL Valea Trotușului 2023-2027 și vor să atragă o sursă de finanțare, adică elaborarea strategiei respective să fie plătită prin fonduri europene. Și atunci noi trebuie să facem o declarație în calitate de membru GAL că suntem de acord cu acest parteneriat și că nu vom face parte dintr-un alt GAL. Că vom fi de acord cu măsurile de dezvoltare pe care le vor elabora dâncii. Da. Adică dumneavoastră sunt cei care nu dă bani mai înainte. Deci vă face o strategie viitoare pentru viitoarele măsuri. Deci mai mult la dumneavoastră, am slat la 100, să înțeleg noi ceva. Comuna e discuție nedezvoltată. Discuții pe acest proiect? Discuții? Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Avem abțineri? Da. Da, s-a abținut. Domnul Zărnescu, abține? Nu mai vrei? Ești pentru? Da, 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Helegiu de Zăvăcăl la programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanțat prin fondul de mediu. După cum știți, încă de-am trecut discutare de acest program. Inițial era un program care încurca foarte mult OAT-urile, mai ales OAT-urile din nivelul comunei noastre cu bugete limitate, bugete doar din taxe și impozite, pentru că avem o comună foarte mare, dar o comună în care se încasează foarte puțin, pentru că nu avem agenți economici mari care să aducă aport la dezvoltarea comunei. Poate o să găsim, de la anul încolo vor veni, cred. Am înțeles că vor să vină cei de la Autoriv, la Helegiu, prin Drăgugești, o să facă niște hale noi, mare Dumnezeu. Da, era ironic acest stat, nu știți, cum e nici dragă. Nici dragă, nu știți. Avem noi impresia că suntem, dar nu... Este cerea de un părculeț, pentru că tot rău și asta. Da, anul trecut... Ce vă convine dumneavoastră, e fine. Da, vă rog frumos să nu mă întrerupeți. Acum vorbesc eu, nu v-am întrerupt. Vorbesc dumneavoastră, vorbesc. De la anul poate o să vină alt, vorbesc mai mult și mai bine. Anul trecut, atunci când s-a lansat pentru prima dată, finanțarea era de 50-50 pentru cei 3.000 de lei alocați pentru programul Rabla Local. Anul acesta, Ministerul Mediului, Fondul de Mediu, de fapt, a venit cu alte calcule și UAT-ul vine doar cu 600 de lei din cei 3.000. Practic, 2.400 sunt banii pe care îi primești de la Fondul de Mediu. Noi am accesat platforma, ne-am înscris pe platforma respectivă, vom da ședința de Consiliu Local pe care la fel o vom ridica, hotărârea de Consiliu Local pe care o vom ridica pe platformă. Banii nu sunt foarte mulți la nivel național din câte am văzut și că să-i poți și accesa, bănuiesc că prioritatea e forma de înscriere. Nu știu cât au fost înscriși înaintea noastră sau după. Încercăm, dar condițiile nu sunt atât de simple pentru a beneficia de acest bănuț. Eu am fost deja sunat de cetățeni din comună care au acasă mașini mai vechi de 15 ani. Una dintre condiții este ca mașina să fie proprietate privată, să fie înscrisă la taxe și impozit, să aibă taxele plătite la zi pentru că e nevoie de certificat fiscal. Dar nu le are să rămâi la primărie tot. Înțelegi? Deci sunt câteva condiții pe care legiuitorul le pune și mi se pare normal, pentru că altfel n-avea de unde să vină banii aceia așa la Fondul de Mediu. Noi ne-am înscris, urcăm astăzi și hotărârea de Consiliu Local, vedem ce o să fie momentul în care se vor... Da, banii s-au dus, 89 de s-au dus de ieri. Da, dar e obligatoriu să cumpere... Noi ne-am înscris de luni, ne-am înscris de luni, oricum. Nu. Doar e un voucher la parc. Da, e 3.000 de lei. Dar trebuie să ai proprietate de un anumit număr de ani. Să ai înscris, să ai numit propriu, la bancă. Sunt niște condiții pe care ți-am pus. Hai să mă duc, o să... Eu din câte știu, în comună sunt câteva mașini rămase în curți, dar multe dintre ele au fost scoase din evidența fiscală. E destul de greu acum să o rebage, să aibă 15 ani înscriși la primărie, să plătești taxe și impozite pe ea. Da, ce să fie mai vechi de 15 ani? Nu, mașina să fie mai vechi de 15 ani. Așa să fie mai vechi de 15 ani. Da. Iar tu poți să ai, nu știu, minimul e de 4-5 ani. Da, trebuie să ai. Pe numele tău. Adică ai avut tot.
Dar mă rog, dacă sunt oameni care sunt cadrați în condițiile respective, să beneficieze de sumă. Dacă am luat mașina acum un an, are 20 de ani și cum altă? Da, dar nu îi face reclame de 5 ani măcar. De 5 ani. Așa spune legea. Dacă așa e legea, pot să o fac eu. Dă-i lui chiele mea, nu unor. Vă adaptați la persoanele care da. Solicită. Cine este pentru? Abțineri? Toată lumea a fost pentru. Toată lumea e pentru. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnice și economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare, școală, sau drăguțe și comună Helegiu, județul Bacău. Aprobat, de vorba de investiția pe măsura 50 din Programul Național de Reziliență și Redresare. Am finalizat SF-ul și documentația de avizare, am obținut avize, urmează să o scoatem la licitație pentru execuție. Azi aprobăm indicatorii tehnici economici. Totodată, ca să nu uit, cred că o să facem o ședință ordinară până pe 10 mai, cred, pentru a aproba și indicatorii la închisarii pentru apă și canal. Am vrut să-i băgăm astăzi, dar pentru că abia ieri ne-au survenit de la proiectant, n-am reușit să-l trimitem și am spus să nu forțăm lucrurile atât de mult. Da. Discuții? Sunt discuții, vă rog, că nu. Propun spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? 12. Raport de activitate a consilierilor pe anul 2022. Au fost prezentate propusele. Bun. 13. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2022. A fost depus. Da, e doar... 14. Diverse. Cine se înscrie? Da. Domnul Zărnesc, aveți... Domnul primar, domnul viceprimar. M-am rugat din 3 ori, 3 ședințe la rând. La negoiță acolo, nici acum nu arde de. Dar nu arde toată noapte. Nu s-a dus. Nu arde toată noapte, pe pură pe lume. Că unde am negoiță, zice? În șoartă, dar am trimis băieții personal. O săptămână toată noapte nu arde de pură. A fost odată că am și sunat imediat. Deci, au fost în ziua respectivă, au fost, da? Deci eu știu că... Dacă se duce degeaba, deci se duce domnul... Deci becul din lângă zice că l-au schimbat, nu? Nu. Haideți să înțelegem, domnul Zărnescu. Eu am sesizat și eu niște lucruri pe care apoi mi le-am deslușit. Atunci când s-au gândit imatul public și modernizarea aceea cu lămpi intrasea pe LED, nu s-a luat în calcul ca fiecare stâlp să aibă LED. Dar nu are. Ascultați-mă un pic să termin. Un stâlp da, unul nu. Dar acolo unde a fost un stâlp, între ei un stâlp cu bec din cel la vechi, din lămpile vechi, am păstrat becul, n-am dat becul jos, pentru că nu era normal. Dacă era acolo, asta să se până când se arde. Dacă e vorba de becul acelea care au rămas între stâlpii cu lămpi economice, nu va mai fi schimbat. Dacă e vorba de lampă nouă, am schimbat săptămâna trecută 21 sau 22 de lămpi pe brătila. Eu astăzi vă promit că urc în Ciora de Sus și verific lucrul ăsta. Eu să văd la degoiță ce fel de lampă este și ce fel de stâlp. Deci, dacă eram drăguși în altă parte, înțelegeam. La brătila am schimbat 22 de lămpi pe care le am în spate, se pot vedea cele care au fost date jos, sunt cutii ambalate, în cutiile pe care le-am cumpărat, am băgat lămpile vechi. Sunt în spate. Nu știu, nu vă contrazic, nu știu. Da, eu iar, eu stăm, da, unul, da. Exact. Dar iar azi, din cu azi, tot în ziua aia, cum treacă, tu nu vezi, nu azi, nu poți să pui eu vechi? Nu, noi avem acum o firmă cu care am încheiat contract de o lună jumătate. E o firmă nouă, care eu zic că o să-și dea sedința și sunt interesat. Mă multă bine să face pe bani. Și pentru el și pentru toată lumea. Acolo la Băinor, chiar în deal, acolo nu se poate măcar cu mașina de oriva. Nu se poate măcar în gloriul ăsta, nu se poate. N-ai 4 bani, nu poate măcar de aia. Știu, totdeauna a fost probleme cu rampa cu... Da, de urmă, este aici la Factor, aici între Factor și fostul cămin cu rampa. Să drăbăm gardul ăla de acolo, un metru, să intrăm în... Către gămi, să faci un drum de acces pentru mașini, să nu îi afectăm ăla... Dar eu am fost acolo atunci când am dat drumul respectiv. Chiar acum două, nu, cred că vreo trei săptămâni înainte de a fi zăpada aceea,
Am dus două mașini de balast pentru că fiind pământul reapă și am avut multă umplutură, se lăsaseră. Am luat în calcul că anul acesta chiar să găsim o soluție, să ducem două mașini de beton acolo. Schimbarea gardului, din punctul meu de vedere, nu este oportună, pentru că drumul respectiv nu e un drum cu dublu sens. E un drum care va fi doar pentru a se coborâ pe el, cu un sens unic, va intra pe la Valero și va ieși pe la, da, doar nu, la Vale. Dar are 3 metri și ceva. Dacă ne apucăm să rămân gardul respectiv, care este un gard făcut acum 4-5 ani în urmă și a costat niște bănuți și el nu este ca să pot răma, ar trebui să-i mut gardul și vecinei de la deal. Nu, nu, nu. Și atunci intrăm în dispută. Gardul primăriei, gardul Căminul Curar este către drum. Deci într-o zi când sunteți disponibil, mergem împreună acolo și analizăm. Da, rog. N-am nimic împotrivă. V-am spus că ca o soluție poate reușim să punem două mașini de balast de beton acolo pentru că nu mai fi mutat balastul și acolo dintr-o parte în alta. Și până la Alba, acolo, că vine mereu un petin și la bani. Și sunt multe de făcut, să știi. Domnul primar, dar nu, dar trebuie. Dar eu știu, dar eu nu știu, cred că sunt de 20 de ani la primărie, crede-mă, că știu toate punctele. Și betonați strada Iuduhă Voievod. Până la cap, acolo este strada, nu? Luăm strada Iuduhă, punem altă strada. O ducem la Dumbrava. Da. Altcineva, mai era cineva? Da, Stanciu. Da. Mulțumesc. Domnul primar, ce puteți spune despre proiectul apă și canal de la Dădila? Am spus. O să facem ședința mai devreme de, cred că, 10 mai. Ne-au venit ieri indicatorii tehnico-economici și SF-ul pentru proiectul. Am obținut toate avizele. Cel mai mult ne-au urcat și la de române, din păcate. Lucru pe care nu credeam că se poate întâmpla. Stau 3 luni de zile să primesc avizul de la Apele Române, în situația în care de la drumul național m-am primit în, cred că, în 4, nu știu, într-o săptămână, de o săptămână pe alta, te-am dus personal și l-am dus și a doua săptămână când a avut comisia, ne-a și dat avizul. S-au obținut toate avizele, s-a terminat SF-ul, urmează să aprobăm indicatorii tehnico-economici pe care îi vom aproba săptămâna, două săptămâni, cred că, până pe 10 mai, sau chiar și mai devreme de 10 mai. Urmează să urcăm pe platformă, să semnăm contractul și să scoatem la licitație proiectare plus execuție. Noi avem o valoare a proiectului 30 de milioane, valoarea eligibilă pe care Ministerul Dezvoltării ne-a acordat-o Comunei Hilegiu este 30 de milioane, proiectul inițial este 33 de milioane, 700 și ceva, 34 de milioane. Urmează ca cei 4 milioane să ne angajăm noi că pe perioada execuției putem să-i avem ca și cofinanțare. Din discuțiile avute cu domnul secretar de stat la Ministerul Dezvoltării acum 3 săptămâni, șanse sunt mari ca noi să obținem banii respectivi tot de la minister și să nu fim nevoiți să venim cu acele 4 milioane în plus, pentru că sunt destule de puține proiecte de apă și canal. Cele mai multe primării și chiar și din județul Bacău au mers către asfalt și mai puțin către apă și canal. Mulți au lovit-o, alții au fost păcăliți într-un fel sau altul, pentru că sunt comune care nu au apă și canal, le trebuie avizul de la CRAB și sunt și membrii CRAB. Acolo e o dispută cu o finanțare pe POIM, care au scos o licitație de vreo, nu știu câte ori, 4-5 ori, pe sumele de acum 4-5 ani în urmă, nu participă nimeni la licitație și am înțeles că sunt probleme. Nu știu. De-aia am spus că sunt șanse ca acei bani pe care noi trebuie să venim ca și cofinanțare să-i putem primi până la sfârșitul execuției. O execuție care de altfel nu se va finaliza mai devreme de 3-4 ani din punctul meu de vedere, pentru că sunt 50 de kilometri de rețea de apă și canal, că nu-i doar Brătila, avem și Drăgulești pentru canalizare. Am fixat terenurile, am terminat SF-ul. Eu spun că vor începe anul acesta, dacă mă ajută Dumnezeu și nu avem la nivel de licitații contestații, ceea ce mi-e greu să cred că vor fi, pentru că valoarea este mare, nu orice firmă poate să vină la semnarea lucrare. Plus de asta, astăzi, condițiile pentru licitații, ca să faci contestații, sunt diferite față de anii din urmă și nu cred că vor fi, dar vom vedea. Poate de Dumnezeu, știu, în toamnă, septembrie, octombrie, să dăm drumul la lucrare și să începem lucrarea respectivă. E un obiectiv mare, să știi, pe care mi-l doresc și poate de Dumnezeu să și ducem la capăt. Chiar dacă nu mai fi primar aici, cum o fi, o să fie un obiectiv care, iar legat de apă, sunt optimist.
sunt optimist să cred că avem apă pentru plătirea suficientă. Și nu o spun electoral, nici mă interesează lucrul ăsta. O spun pentru că chiar duminică am fost acolo, chiar am fost cu fratele meu, că mașina lui e mai înaltă și putem. Acolo ne-am fixat noi captarea între Părâu, Văi, Răle, pentru cei din plătirea știu foarte bine zona și Taslău. Deci eu am rămas surprins, nu am știut și n-am crezut că Părâul Văirele în perioada asta, adevărat, a fost și proiectul și zăpada care l-a ajutat, are un debit pe care eu nu l-am crezut că e posibil să treacă. Acum, în vară, dar eu nu lucrul ăsta, dar puțurile sunt gândite în zona Taslăului, în partea de, cum se numește, de alt de major a Taslăului. Cei de la Sânduleni au ales aceeași variantă pe cursul Taslăului și vorbeam cu domnul primar chiar zilele trecute că vor să dea și ei drumul la apă. Au în jur de 11 litri pe secundă în 9 puțuri la nivelul Taslăului. Și noi am avut 4 la început când am început proiectul pe Drăguge și azi avem 2 sau 2 jumate. Dar asta mi-a spus. Acum el era foarte încrezător. Noi care am fost pățiți și mușcați, i-am spus nu să mai azardeze atâta și să aștepte să branjeze fiecare, să-și pună oamenii răsaduri, să-și facă solare, că acum e plin. La Delin n-aveau că erau cu coblița cu 6 ani, acum sunt solare prin curți. Merga pe soarele ca la... Da, doamna Bădicele. Da, și Helegiu, intră în proiectul ăsta? Nu. Finalizarea? Nu. Și apă? Nu. La Helegiu am finalizat partea de expertiză tehnică, ne-au venit toate și sunt pozitive. Avem un lucru, o fază de proiectare și de documentații de avizare, pentru că trebuie să luăm de la capăt cu tot ce înseamnă avizare și rest de executat. Am făcut ridicările topo pentru zona pe care vor fi lucrări în speță dincolo de pod și sub traversarea de la captare la, de, la rezervoare, pe DN11. Am chiar ieri am fost, nu, alaltă ieri am fost la domnul Mânță și am discutat cu proiectantul, am fixat prioritățile. Eu cred că sunt șanse, mai ales că o și gândesc pe buget local, nu-mi permit să mai aștept surse de finanțare, am și prins în buget de altfel 200.000 de lei, bineînțeles că valoarea va fi mult mai mare, dar măcar să întindem conducta și către partea cealaltă de spre Bârțănești. Vor trebui făcute niște cămine, că nu sunt cămine, că rezervorul corespunde, doar ne dau niște măsuri în partea deasupra, acolo unde a stagnat și a stat apă, zăpadă, nu mai știu ce, pentru rețea. Nu, e practic RS de executat, așa l-am și gândit. Am păstrat aceeași denumire a proiectului vechi, am renunțat la PNDL pe proiectul vechi pentru că nu puteam să facem două proiecte pe aceeași măsură. Legat de canalizare, avem tot la fel pe PNRR pe axa 15, cred că acum în mai, extinderi de canalizare pe care n-am depus nimic, doar am fost anunțat de către consultant. Noi am făcut intabulările pentru Helegiu și Delen, zona de Helegiu de la loc la deal și zona de Delen de acolo unde am făcut asfaltul pentru de la Paraschiv în sus. Nu știu dacă în fie elegibil, o depunem. Trebuie da. Să fac întâi apa. Da, și eu o întrebare pentru domnul Magdalina, că știu că el are legătura directă cu Consiliul Județean. Drumul Poienii, domnul Magdalina? Drumul Poienii, chiar astăzi fac o reparație așa la stilul de urgență. Nu, la proiectul cu asfaltul ăla. La proiectul ăla este exact în proceduri, cum știm și noi bine. Păi, cum e? Cum e? Este pe lista de investiții a CJ-ului. Pe anul ăsta? Pe anul ăsta. Sperăm că încă s-au făcut niște ridicări topo, chiar acum o lună și ceva au venit. Da, am discutat săptămâna asta. Nu știu, de execuții chiar ar fi culmea să mai des cu doamna Deleanu, directul la drumul județean, am avut discuții, cred că, de două ori pe zi, ținând cont că arată foarte, foarte rău drumul respectiv, strada Poienii. Am văzut că și cei din comuna Rivei sunt destul de porniți și pe bun dreptate. Eu am fost, iau niște vânzi de acolo de la o doamnă cu niște capre și am rămas surprins. Nu am crezut că poate să fie atât de stricat drumul respectiv, pentru că atunci când eram în administrarea noastră, noi mai trimiteam câte o mașină de balast, mai trimiteam câte un autogreder, chiar dacă nu deservește comuna. Am sunat-o de luni, sau de vineri, am discutat cu dânsa, au adus astăzi niște utilaje, după multe telefoane. Acum lucrează autogrederul. Au un autogreder și un compactor.
lucrează pe el. Știu că indicatorii tehnici economici au fost aprobați din ședința din 22 septembrie anul trecut la Consiliul Județean, valoarea proiectului fiind de 8 milioane 400 și ceva de mii de lei. Discuția cu domnul președinte Ivan Cea, la care eu am fost personal și am discutat cu el, pentru că a fost o promisiune a dânsului față de mine, prin care mi-a garantat că dacă clasificăm drumul respectiv și va trece în administrarea Consiliul Județean, el va și moderniza. Știți cu toții că nu era o prioritate pentru noi și n-a fost nici pentru mine. Și câteva mi se pare normal, ținând cont comuna noastră destul de mare, avem drumuri mult mai rele decât drumul către Poiana, mai ales că deservește 20 de gospodării ale comunei Heregiu. Mi-au promis că îl vor asfalta în primăvară. Primăvara a trecut. Chiar dacă clima de afară spune că nu, acum au în lucru faza de proiectare pe care n-am înțeles. Inițial au spus că o scot proiectare cu execuții. Acum se pare că vor scoate proiectare separat, execuția după. Cel puțin am fost sunat acum 3 săptămâni sau 2 săptămâni, pentru că undeva le suprapuneam noi cu, dacă amintiți, acum 2 ani am dezmembrat noi slazul comunal cu 2500 de metri pătrați pentru stația de gaze. În fața stânii acolo. Atunci când s-a măsurat, poate că nu cred că au uitat, dar în fine, când s-a măsurat, au luat ca o limită de nord, chiar axul, nu axul, marginea străzii, marginea drumului. Deci spun că se suprapune pe nu știu câți centimetri, pentru că drumul are 11 metri cu tot cu șanțuri, cu acostamente și cu șanțuri și că undeva într-un colț. În fine, am discutat, am fost la notariat, am dezmembrat bucățica respectivă. Urmea să o asfalteze. Asta îmi spune de fiecare este, dată. Este proiectat sau acum îl proiectează? Acum îl proiectează. Păi n-a spus că ai 1 milion de lei. SF-ul, indicatorii tehnici economici, aprobați, întâlnirea din 22 septembrie, proiectarea e altceva față de SF-ul. Au obținut avizie, parte din avizie, au terminat documentațiile. Eu am crezut, ținând cont de valoarea proiectului, că vor scoate proiectare plus execuție, că așa mi s-a părut mie normal. Se pare, ce puțin așa am tras o concluzie, că unii spun într-un fel, că vor scade proiectarea separat și execuția separat. Eu nu mai am încredere cum îl face anul ăsta, ca să fiu sincer. Putem face noi un memoriu, dacă tot dau pe luat, că până la urmă nu e o valoare schemare. Să știți că avem un memoriu făcut, deja au fost depus la Consiliul Județean, împreună cu, nu de mine ca și UAT, de mine ca și cetățean. Să spun, am semnat și eu împreună cu toți cetățenii din zona respectivă, o petiție către drumul, către drumul județean, împreună cu cetățenii din Poiana, de care mi-au dat cunoștință că drumul arată și acum arată, cu fotografii puse, făcute de mine. Eu zic că vor asfalta, dar dacă vă întrebați să fiu și sincer, nu cred că va face anul acesta. Ori vor face la anul, că vor avea interes. Așa cred eu, ce-ți așa cred eu. Dacă tot se lucrează, domnul Oprea, de ce nu faci puțin în bandă? Pentru că e același drum de la Poiana la Albine și mergi pe capea asfalt. Vă spun și ăsta la alt inovator. Vă spun în ce cauză, pentru că nu are cum să-l facă în pantă. Din cauza digului din dreapta. Noi cum? E digul ăla făcut. Deci, se mai spargă digul. Dar nu poți să spargi digul, cine și asumă. Dacă îl faci panta invers, îi bagi apa în curte, pentru că doamna Bădic își amintește foarte bine. Drumul respectiv era mult mai jos cu 15 ani în urmă. Noi am tot balastat zona respectivă. Astăzi gardul Daniei sau gardul Pachiță sau celălalt care este acolo a rămas mult mai jos decât stradă. Ca ei în proiect îl au cu pantă, cum spune Sorin, dar au prevăzut biscuiți carosabili pe toată partea cu digul să preia apa pluvială și să o dea în stânga-dreapta. Astăzi băltește și drumul arată foarte rău în zona cu case, tocmai din cauza asta, pentru că el s-a ridicat drumul și el, din ce am văzut eu în SF-ul, pentru că l-a trimis și mie și l-am studiat, nu SF-ul, în avizul de la Apele Române, drumul va fi rașchetat cu vreo 42 de centimetri. Adică drumul va, sunt obligați să respecte punctul de vedere al Abasiret, ca cota finală a asfaltului să fie drumul de astăzi. Adică în momentul în care l-a ridicat cu 5 cm, pune în pericol podul. Și tot ce am cărat noi, sute de mașini, mii de mașini, bă, ați fost rașchetat la podul. Eu nu cred că va face anul acesta. Dacă mă întrebați pe mine. Acum, de Dumnezeu, de obicei, eu sunt optimist și acum sunt... Poate... Da, să am mințeles. La Brătila, într-una intersecție, acolo, dispensar, magazin, ce este în centru, sunt niște biscuiți carosabili. Da, din știu.
s-au adunat atât de mult pământ și atât de multă vegetație încât copăcii, eu nu la copăcii fiind trebuie să ați putea face un contract de întreținere drumului, pentru că și acostamentul, până la urmă, tot de drumul ține să curățe și eventual să înlocuiască. O să-l curățăm noi și poate să reușim nu să... Nu cred că mai pot fi folosit acei... Nu, și să-i schimbăm. Așa am fost la Drăgugești pe un sector, am găsit mai ieftin decât ar da la o firmă. Adică dacă făceam cu X, 10, nu știu care, mă costa biscuiții respectiv 6.000 de lei, l-am cumpărat doar biscuiții fără ansamblu respectiv și am dat cu el 300 de lei. Să șansa împărțit și a făcut vegetație de aproape. Să știți că eu recunosc că am întârziat mult cu ce înseamnă curățenie în comună, pentru că și nici timpul nu-mi permite. Azi un pic de cald, mâine plouă iar două zile. Foarte bine că o plouă. Pentru mine este... Știu, știu ce o să ceea, acolo am văzut, știu despre ce e vorba și o să încercăm să îi schimbăm. Da, domnul vrea. Deci terenul de fotbal trebuia să-l inaugurăm pe 1 mai, ce puțin așa a fost ideea mea, am discutat cu băieții să jucăm fotbal, pentru că ne ține pe loc, ne lucrăm acolo, cred că o amânăm cu o săptămână. Dar nu-ți mulțumiți băieții că au auzit că aduceți alte echipe să faci inaugurarea. Alte deci, echipe? Da, așa au auzit. Da, spune-mi că-l vine. Nu am vorbit cu nimeni, eu am vorbit singur la mine. Dar au auzit băieții că vin de la Văsărești, de la Mănăstirea Cașu, nu știu ce echipe și ei nu... Nu, eu discuția m-am discut. Adică terenul cu alți... Nu, domnule. Discuția am avut-o cu... Dar discuția n-am avut-o decât cu Oliv. N-am avut cu nimeni altcineva. La mine la cafenea, că atunci nu au jucat ei cu nu știu echipă. Și le-am spus așa, erau de față și băieții de echipa de fotbal la Văsărești care joacă pe terenul nostru, inclusiv Oliv. Zice, Oliv, te rog frumos, îți organizezi o echipă a Brătilei și ca să facem o inaugurare trebuie și o echipă adversă. Echipa adversă va fi echipa de la Părțărești. La a, nu știu ce am înțeles. Adrian Cătăraru are 40 de ani. Da. Eu am vorbit terenului pentru tineret. Da. Nu, da, deci inaugurarea la Brătila se va face cu echipa Brătilei pe care Oliv, discuția am avut-o cu Oliv, destul de clară, o va manageria el într-un fel sau altul, da? Adică va aduna o echipă, va mai fi o echipă adversă, că așa e și normal să fie o echipă de la Bârțănești, pentru că de la Brătila joacă la Bârțănești, cu Oliv, Alin, știu cum mai sunt. Asta va fi în ziua în care vom fi acolo încă 10 ieri și ne uita cu joacă fotbal. După aceea le dau încheie, joace care-i cu vor și facă 50 de ieri. Da. Mai sunt declar, ședința închisă.